Bine, v-am regăsit. Am reușit să termin și eu atelierul improvizat despre care vă vorbeam în clipurile trecute. Am migălit ceva la el în ultimele săptămâni. Am avut de prins OSB, a trebuit să-mi închid și o pereție acolo. Am prins niște șipci, așa de mascare. Am încercat să-mi creez un spațiu plăcut de lucru și în sfârșit am terminat, mi-am organizat și eu în mare parte toate sculele și uneltele pe care le folosesc în mod curent pentru activitățile gospodărești, pentru lucrul la casă. Haideți să încep așa dintr-o parte, să vă arăt ce am făcut și cum am făcut. Aici, în margine, mi-am făcut așa un mic spațiu pentru discurile de polizor unghiular. Am pus discurile mai mari, mai mici, pentru debitat, pentru degroșat, pentru șlefuit lemn, fier, debitat beton și așa mai departe. Aici am prins două cârlige de la jgheabul de la casă, care mi-au rămas, și am agățat așa prelungitorul și unul din furtunele compresorului, un clește pentru buloane și cam atât deocamdată pe partea asta, să le am și eu la îndemână. Ăsta este raftul acela pe care vi l-am arătat într-un alt clip și mi-am așezat pe el cutiile cu scule, o parte din cutiile cu scule. Iar acolo sus mi-am pus așa unele peste altele cutiile de carton în care au venit multe din sculele mele, pentru că îmi place să le păstrez, mai ales cele care sunt într-o stare mai bună. Nu prea am obiceiul să le arunc, le păstrez, că nu o să știe niciodată. Haideți să vă arăt așa, începând de jos, cum am aranjat. Deci aici mi-am pus cele două polizoare unghiulare împreună cu valizele. Ați văzut un clip cu ele. Pe polița a doua mi-am făcut așa un loc pentru drujba de la Makita. Și mi-am pus lângă ea, să am la îndemână, canistra cu benzină, uleiurile, accesoriile pentru a scuți, bidonul de amestec, pâlnia și ce mai am nevoie pentru drujbă. Aici mai am un furtun pentru compresor, cel pe care îl folosesc cel mai des pentru că e mai subțire, mai mic, mai ușor de folosit. Ăsta alalt, ăsta negru, mai gros, mai cauciucat, îl folosesc când deosebi pe afară, e un pic mai lung. Aici mai am iară câteva accesorii, tot pentru pistolul de suflat. Am în spate acolo capsatorul de la Parkside, pistoalele de vopsit, asta e pentru spălat, asta de aici din cutie este pentru vopsit. Aici am polizorul de la Makita. Din coace, în aceste două valize, am fierăstrăul pendular de la Bosch.
și bormașina, tot de la Bosch. Gama Bosch verde. Aici am mașina de găurici înșurubat de la Bosch albastru, cea cu doi acumulatori. Și jos am tot o mașină de găurici înșurubat de la Hitachi. Pe polița a patra, aici mi-am pus ciocanul rotopercutor. Împreună cu setul de dălți din această cutie din aluminiu. În spate acolo am mini freza aia de la Steinhaus. Ați văzut-o și pe aia prin alte clipuri. Aici am furtunul și cu câteva accesorii pentru aspiratorul Black & Decker. Și am mai pus acolo sus cele două pompe pentru stropit ale mele, una mai mică și una mai mare. Aici în partea asta am prins un cuier așa și mi-am pus cel puțin provizoriu câteva accesorii pentru lucru, șorțul pentru sudură, o vestă, mai am nu știu cum să fac să am un pic de lumină mai bună aici în zona asta. O salopetă de lucru, n-am apucat încă să o desfac. Aici am luat tot de pe la Dedeman un fel de modul așa cu trei sertare, unde am mai băgat câteva mărunțișuri. Aici pe scaunul ăsta mi-am pus compresorul de la Stanley. I-am făcut așa ca un fel de suport, dintr-un tabur din asta am prins o bucată de polistiren. I-am decupat acolo unde vin piciorușele, pentru că vibra foarte tare și risca să-mi cadă de pe scaun așa. Va sta foarte bine pe taburetul ăsta, este o modalitate de fixare, de strângere, de prindere, cel puțin provizorie. Însă pot să-mi fac treaba cu el. El trebuie să stea așa în poziția asta culcată pentru că își trage aer undeva pe aici prin spate și de aceea
trebuie să stea în poziția asta orizontală. Aici mi-am pus un coș de gunoi. Să-l am la îndemână, mai arunc ceva resturi. Când lucrez aici la bancul de lucru, haideți să vă arăt și la bancul de lucru. Deci, jos pe polița de jos, mi-am pus aspiratorul de la Black & Decker, cel pe care o să-l folosesc pe aici prin atelier. În cutia aia de carton am invertorul de sudură Steinhaus, masca de sudură. În cutia din spate am câteva perechi de mănuși. Să dau și scaunul ăsta la o parte. Mai am aici două cutii, două organizatoare pentru scule. Cutia de jos portbag o să fac un clip separat pentru că este o cutie foarte interesantă, un organizator de scule și chiar vreau să vi-l arăt într-un clip. Mai am o cutiuță așa pentru scule. Înainte o foloseam la polizorul unghiular, acum mi-am băgat câteva accesorii pentru grădinărit să le am mai la îndemână, niște foarfeci. Aici am tot așa două cutii, două module organizatoare cu niște sertare compartimentate. La fel vreau să fac și aici un clip separat cu ele. Am echerele de sudură, le-am pus aici într-un colț. Nu-mi place deloc lumina, dar nu am ce să-i fac. Haideți să trecem acum la partea asta a bancului de lucru. Să vă arăt cum am organizat-o și ce am făcut aici.